Despre asta vă vorbeam. Oamenii care au ce să spună despre preferații lor o fac cu tot dragul și cu tot sufletul și mie asta îmi place și din acest motiv am să vorbesc și eu cu sufletul deschis pentru că, sincer, astfel de postări îmi plac și haideți să vă citesc, să vedeți cât de frumos este scrisă. Ce votăm noi? Votăm doi oameni total imperfecți care pleacă din această emisiune cu multe lecții învățate. Votăm doi oameni care și-au cunoscut defectele și totuși au ales să se țină de mână și să încerce să se ajute unul pe altul. Votăm acești imperfecți cu miile lor de defecte pentru că au avut capacitatea de a fi reali și de a nu se ascunde în spatele unor imagini care nu-i definesc. Felicitări, doamnă, pentru postare. Sincer, ăsta este și sentimentul meu atunci când îi privesc. Sunt doi oameni care s-au cunoscut în zeci de mii de ipostaze, și frumoase și mai puțin frumoase, și cumva dacă au reușit și și-au dorit să rămână acolo, ținându-se de mână, este cel mai mare câștig al lor. Au învățat foarte mult amândoi în această competiție. Și așa cum spunea și Antonio, parcursul în această competiție l-a făcut cumva să se reîntoarcă la el, la vechiul Antonio, cel de demult pierdut în jocul acesta al libertății, iar Maria spunea că s-a descoperit pe ea pentru că niciodată nu a crezut că poate să aibă atâtea trăiri și să poată să trăiască o poveste așa cum a trăit-o în casa Mireasa. Felicitări, copii frumoși, și merită votați cu tot sufletul. Nu uitați să nu omiteți votul pentru că este foarte important și doar așa va arăta susținerea.